Bună seara, urmăriți Politică cu Natalia Morar. Astăzi noi vorbim, bineînțeles, despre faptul că Republica Moldova s-a clasat pe locul 117 din 180 la capitolul Percepția Corupției, despre faptul că noi ne aflăm alături de țări gen Nigeria, Pakistan sau Vietnam. Vorbim și despre faptul că Curtea Constituțională a decis că cei aflați peste hotare, moldovenii noștri care au buletinele expirate, nu au dreptul să voteze, dar toate acestea după ce discutăm cu Igor Boțan, pentru că astăzi este ziua de marți și rubrica noastră tradițională, Politcheck. Domnul Boțan, bine ați venit! Bună seara! Astăzi ne apucăm de numărul 7 din buletinul de vot. În ordine, da. Noi, așa cum am promis, mergem după ordinea stabilită în buletinul de vot pe care cetățenii vor vedea unul din patru buletini pe care cetățenii le vor vedea pe data de 24 februarie și astăzi vorbim despre partidul nostru. Eu propun să urmărim profilul acestui partid. Partidul politic Partidul Nostru a fost înregistrat la 20 mai 1994 sub denumirea de Partidul Țărănesc Creștin Democrat din Moldova și reînregistrat în anul 1999. În perioada 2005-2015, formațiunea politică a avut denumirea de Partidul Popular Republican. Pe 13 aprilie 2014 a avut loc un congres al partidului, în cadrul căruia Nicolae Andronic i-a cedat formațiunea lui Renato Usatăi, iar Partidul Popular Republican a fost redenumit în Partidul Nostru. La 10 iunie 2014, Ministerul Justiției a respins înregistrarea modificărilor la statutul Partidului Popular Republican, invocând nereguli în procedura convocării congresului. Pe 8 februarie 2015 a avut loc congresul repetat al partidului, iar la 27 februarie 2015 partidul și-a schimbat statutul și denumirea, devenind Partidul Nostru. Din același an, funcția de președinte al partidului este ocupată de Renato Usatăi. Este o noutate foarte bune pentru noi. Potrivit datelor prezentate la Comisia Electorală Centrală, la 28 decembrie 2018, partidul are peste 7.000 de membri. Pentru alegerile din 24 februarie 2019, partidul a fost înregistrat în calitate de concurent electoral pe circumscripția națională la 23 ianuarie, cu 51 de candidați pe listă și 20 de candidați pe circumscripții uninominale. La ultimele alegeri parlamentare din noiembrie 2014, partidul nostru nu a participat. În schimb, liderul partidului Renato Usatăi a candidat pe listele partidului Patria, care a fost exclus din cursa electorală pentru că ar fi utilizat banii din străinătate. Partidul s-a remarcat la alegerile locale din 2015, când Renato Usatăi a câștigat detașat alegerile pentru primăria Bălți, în primul tur al scrutinului local, acumulând peste 72% din voturile alegătorilor. Dispoziția dumneavoastră tuturor cetățenilor municipiului Bălți și la cetățenii din toată țara și sunt gata să duc răspundere și față cetățenilor municipiului Bălți și față tuturor cetățenilor din Republica Moldova. În total, la alegerile locale din 2015, partidul a câștigat fotoliul de primar în 43 de localități. Când некоторые СМИ сегодня утром усатые считают, в принципе, результаты неплохие, у нас результаты неплохие, а самые хорошие. În octombrie 2016, Renato Usatăi a fost acuzat că ar fi transmis suma de 100.000 de euro unor persoane pentru intermedierea obținerii unor declarații mincinoase de la killerul Vitalie Proca, care a încercat să-l omoare pe omul de afaceri rus German Gorbunțov. Usatăi a confirmat că a transmis acești bani. A деньги передавал я. Я вам это подтверждаю. Какие, что, как? Раскрывать пока не буду, потому что это тайное следствие. Но я хотел сообщить следующее, что все то, что я делал, согласовывалось с правоохранительными органами разных стран. Сегодня, значит, могу вам сказать, что у меня статус свидетеля в уголовном деле на в одной из стран Евросоюза. La câteva zile distanță, judecătoria sectorului centru a eliberat un mandat de arest de 30 de zile pe numele liderului partidului nostru, Renato Usatăi. Totodată, instanța a emis și un mandat de dare în căutare internațională a acestuia, Usatăi fiind la Moscova. În aceeași zi, acesta a declarat că dosarul pe numele său este unul politic și l-a acuzat pe Plahotniuc că ar sta în spatele lui. В Российской Федерации, если Плахотнюк считает, что будет уничтожена наша партия, что я не вернусь в страну,
что он решил проблему со мной, как с лидером оппозиции, и мы никак не сможем влиять на процесс в Молдавии, он ошибается. Я доведу до конца все то, что те уголовные преследования, которые есть на территории Евросоюза. Я провожу необходимые консультации для того, чтобы доказать всему миру, что дело, которое сфабриковано против меня, является политическим. Усатый, având статут de bănuit și fiind la Moscova, a condus primăria Bălți până în februarie 2018, când și-a anunțat decizia de a părăsi funcția de edil. На этой неделе я, Ренат Усатый, как примар города Бельцы, подаю в отставку. Alegerile locale noi din mai 2018, fotoliul de primar al orașului Bălți a fost preluat de Nicolae Grigorișin, candidat din partea partidului nostru. Potrivit datelor barometrului opiniei publice, partidul nostru s-a bucurat de cea mai multă încredere a cetățenilor în noiembrie 2015, atunci când în centrul Chișinăului aveau loc proteste antiguvernamentale. Cea mai mică cotă a fost atinsă la ultimul barometru din noiembrie 2018, care arată că doar 1% din populație afirmă că are foarte mult încredere în partidul nostru. În 2018, partidul nostru și-a început activitatea având în buget 1,4 milioane de lei. Pe parcursul anului a obținut alte 2,8 milioane de lei, dintre care aproximativ 2 milioane de lei au fost acordate de către stat. Peste 800 de mii de lei au fost obținute în baza cotizațiilor de membru și a donațiilor sub formă de servicii. Partidul nostru a cheltuit aproximativ 3 milioane de lei, majoritatea banilor fiind destinați cheltuielilor pentru întreținerea sediilor, presă și publicitate, și campania electorală din primăvara anului trecut. Potrivit raportului financiar prezentat la CEC la 28 decembrie 2018, la sfârșitul perioadei de gestiune, partidul nostru deține în cont suma de 1,3 milioane de lei. Partidul nostru s-a alăturat în 2015 protestului platformei DA din centrul capitalei, cerând și ei demisia guvernului și alegeri anticipate. Noi ieșim la masele proteste. Потому что в стране нет ни одного демократического механизма влияния на власть, кроме уличных протестов. Ulterior, însă, protestatarii lui Dodon și Usatăi s-au separat de cei ai platformei DA și au instalat corturi cu protestatari în fața Parlamentului. Deci noi ne pregătim foarte serios chiar și pentru iarnă. Să nu vină momentul să construim corturi din cărămidă și cotileț. Corturile au fost scoase abia în vara anului 2016. Partidul nostru a organizat acțiuni ample de protest în centrul Chișinăului în 2016 împotriva înaintării lui Vlad Plahotniuc la funcția de prim-ministru și a cerut demisia președintelui Nicolae Timofti. La alegerile prezidențiale din 2016, candidatul din partea partidului nostru a fost jurnalistul Dumitru Ciubașenco. Astăzi, partidul nostru al lui Renato Usatăi mi-a propus să devin președinte, ca prin fapte să eliberăm Moldova de subjugul lui Plahotniuc. Ciubașenco a fost votat de aproximativ 85.000 de moldoveni, adică de circa 6% dintre alegători. În ianuarie 2018, consilierii formațiunii partidului nostru din Consiliul Municipal Bălți au declarat greva foamei. Asta după ce CNA a efectuat percheziții la președintele Consiliului Igor Basiști, iar ulterior mai mulți consilieri au fost citați la CNA. Consilierii au spus că nu vor părăsi primăria până când nu vor înceta presiunile. Noi, aleșii locali, consilieri în Consiliul Municipal Bălți, semnatarii prezentei declarații, în scopul că vom fi auziți, alegând ca ultima formă de protest, declarăm greva foamei, declarăm pentru locuitorii municipiului Bălți că nu vom înceta munca de zi cu zi și vom continua primirea orășenilor conform graficului prestabilit. Dar aș vrea să vorbim despre faptul că Partidul Șor propune introducerea pedepsei de cu moarte, domnul Boțan, dar astăzi vorbim despre partidul nostru. Un referendum convocat pe această temă. Dar nu vă temeți că moldovenii, din păcate, ar putea vota? Ar putea vota. Da, deci eu zic asemenea lucruri, mai bine nu discut la referendum. Da. Trecem în partidul nostru, deci numărul 7 în buletinul de vot. Ce puteți spune acum, la ora actuală, despre acest partid? În primul rând, vreau să o întreb.
Are sau nu are șanse partidul nostru fără liderul său, care întotdeauna a fost flagmanul partidului, care a fost omul care într-un fel aducea rating, așa cum și la alte partide, pe de altă parte. Deci, cât de mari sunt șansele partidului nostru atât timp cât Renato Usată nu mai este la fel de activ cum a fost pe timpuri? Toate partidele au șansă, depinde de calitatea campaniei electorale pe care o va desfășura formațiunea. Eu cred că chiar și în lipsa domnului Renato Usatăi, care este un politician incomod, am văzut acest lucru din acest film, incomod pentru autorități, am convingerea că această formațiune are conducători, în afară de Renato Usatăi, care se bucură de încrederea cetățenilor. Mă refer cel puțin la doi vicepreședinți care sunt oameni respectabili și despre care putem vorbi. Cel puțin eu știu despre acești oameni doar lucruri bune, pozitive. Deci există posibilitatea. Partidul nostru, chiar dacă încă n-a nimerit în Parlament, pentru că asta va fi într-un fel prima campanie electorală în care vor participa, pentru că data trecută au participat cu Partidul Patria, care a fost exclus din scrutin. Putem spune că e a doua campanie electorală în care ei participă și sunt lăsați deocamdată să participă. Este un partid care a făcut o evoluție fulminantă în doar 4 ani. Deci de la inexistență a ajuns în vizor, acum în scădere. Deci cum se explică o evoluție atât de rapidă în doar 4 ani? Deci, în cazul partidului nostru, putem analiza fenomenul locomotivei electorale. 2014, în doar o jumătate de an, din februarie până în septembrie, liderul partidului, domnul Renato Usatăi, a făcut ca această formațiune să ajungă la un rating confirmat de sondajele de opinie de peste 10%. Este un lucru nemai văzut anterior, deci niciun partid politic care s-a lansat într-o campanie electorală într-o jumătate de an cu un lider nou nu a putut realiza un astfel de succes. Mai departe, cunoaștem că Partidul Patria, care a devenit un fel de platformă de rezervă pentru partidul nostru, a fost scos pe ultima sută de metri, iar un alt fenomen pe care l-am observat este că electoratul nostru este totuși unul consecvent. Cei care nu au votat pentru Renato Usatăi au votat pentru Igor Dodon, dar trebuie să remarcăm un lucru foarte important. Ratingul lui Renato Usatăi atunci era mai înalt decât al lui Igor Dodon. Deci, am putea spune că scoaterea lui Renato Usatăi, partidului Patria, sigur, de fapt și sigur, a clasat partidul. Sigur, dar este o confirmare. Socialiștilor pe primul loc. Sigur, după ce Renato Usatăi a organizat în luna februarie 2015 un congres repetat și a devenit lider al partidului nostru, la alegerile locale din 2015, partidul a avut cel mai bun rezultat în micile orașe, în centrele raionale din Republica Moldova. Deci un rezultat ca acesta e greu să ne imaginăm. Și asta confirmă faptul că Renato Usatăi, ca locomotivă pentru formațiune, a fost de neschimbat. Acum, în lipsa domniei sale, sigur că apar probleme. Sunt vicepreședinții formațiunii, care, așa cum am spus, sunt oameni foarte respectabili. Dmitri Ciubașenko este unul dintre cei mai buni jurnaliști de limbă rusă din Republica Moldova, iar Ilian Cașu este fost profesor de politologie la Universitate din Statele Unite ale Americii. Deci sunt oameni cu o reputație ireproșabilă din punctul meu de vedere. Uitați-vă, partidul nostru, oricare ar fi părere despre acest partid, există cei care îl iubesc, există cei care îl urăsc. E normal. Da, e și normal pentru politicul moldovenesc. A nimerit într-o situație foarte, foarte ciudată. În 2015, imediat după alegerile parlamentare, a fost, în cadrul unui proces de judecat, a fost stabilit că acele motive în bază la care Partidul Patria a fost exclus din electorală n-au avut loc. Deci, eu cunosc această istorie. Domnul Boțan, eu vreau să înțeleg. Deci, într-un asemenea caz, ce e de făcut? Deci oamenii care s-au lansat într-o campanie, care au fost excluși în baza unor principii care, mai pe urmă, după alegeri, au fost dovedite că nu sunt adevărate, sau cel puțin instanță, sunt adevărate sau nu știu, dar cel puțin instanță a constatat că încălcări n-au avut loc. Aici mai este ceva de făcut?
Eu cunosc această istorie, am vorbit cu unul dintre vicepreședinții formațiunii care mi-au confirmat că pe rol la CEDO există o cerere din partea partidului Patria, dar noi, dacă vedeți, observați, ne abatem spre partidul Patria. Deci fenomenul pe care trebuie să-l constatăm este fenomenul lui Renato Usatăi, care într-o jumătate de an a devenit locomotivă electorală. Mai mult decât atât, Renato Usatăi, chiar dacă acum nu este în țară, să-i dorim să se însănătoșească și să-și rezolve problemele cu justiția, dar Renato Usatăi are, hai să spunem așa, anumite, cum să zic eu mai bine, deci el a fost cel care a pus bazele noilor tehnologii electorale în Republica Moldova. Concertele electorale. Concertele cu stele de prima mărime aduse prin raioane, fundație de binefacere, comunicarea și transmiterea tot felul de ajutoare materiale și așa mai departe. După ce a fost eliminat de pe scena politică, așa cum știm, iată că alți concurenți electorali cu succes exploatează aceste găselnițe ale lui Renato Usatăi. Din acest punct de vedere, eu cred că totuși, dacă putem vorbi la acest moment despre o moștenire intermediară a politicianului Renato Usatăi, ea mai degrabă este o moștenire cu mari semne de întrebare. Dar, iată, el a demonstrat că calitatea electoratului, calitatea noastră ca și cetățeni, dacă putem atât de ușor, după niște concerte, după niște ajutoare materiale, să ne schimbăm opțiunile politice și așa mai departe. Spuneți-mi, asta este vina noastră a electoratului sau a politicienilor care folosesc asemenea metode? Eu cred că politicienii au o vină mai mică decât ne putem noi imagina. Faptul că ei încearcă să exploateze metehnele pe care le avem noi ca corp electoral, ca cetățeni, deci acest lucru, cum putem repara metehnele noastre decât a le scoate în vileag, a le pune în evidență și a le combate ulterior. Păcat, probabil, pentru partidul nostru că găselnițele lui Renato Usatăi sunt folosite de alții, iar domnia sa trebuie să se găsească peste hotare și nu poate participa în această campanie. Dar sunt alte lucruri foarte importante legate de modul în care partidul încearcă să reziste sub conducerea celor doi vicepreședinte, care spuneam că sunt persoane respectabile și care merită toată aprecierea. Am discutat cu ambii când am avut ocazia, sigur că lapidar, dar ca să răspund la întrebarea dumneavoastră. Deci, unul dintre vicepreședinți îmi spune foarte clar, partidul este unul non-sistem. Nu încercați să-l băgați în patul lui Procurst și să-i găsiți tipologia stânga-dreapta sau ce fel de doctrină împărtășește. Partidul este unul non-sistem pentru că are unul dintre punctele de bază în program, combaterea oligarhiei, ai corupției și așa mai departe. Și ei încearcă să facă acest lucru. Există și alt lucru foarte important pe care l-a developat un alt vicepreședinte, domnul Dmitri Ciubașencu, atunci când a participat la alegerile prezidențiale și atunci când a scos în evidență un alt șir de lucruri foarte, foarte interesante legate de modul și de prestația pe care a avut-o. Deci, Ciubașencu atunci a spus foarte clar că Republica Moldova există un stat capturat, este punctul lui de vedere și el a fost unul dintre primii care a înaintat ideea celei de a cincea republici. Pentru că avem un partid politic care insistă pe cea de a doua republică, iată că avem partidul nostru care insistă pe a cincea republică și domnia s-a explicat foarte frumos acest lucru. Prima republică, Republica Democratică Moldovenească din 2 decembrie 1917, apoi vine 12 octombrie 1924, apoi 2 august 1940, apoi 27 august 1991, și iată, viziunea pe care o are formațiunea este că e nevoie de un nou, cum se numește acesta,
load, de reîncărcare a sistemului și de punerea bazelor celei de-a cincea republici. Să vedem dacă le va reuși, domnul Boțan, le dorim condiții egale și pentru ei și pentru toți ceilalți concurenți electorali. În orice caz, această formațiune are culoare și chiar în lipsa liderului formațiunii, care am spus că este o persoană inovatoare. Putem spune că asta va fi acum, această electorală este într-un fel un test instituțional pentru partid, pentru că dacă va trece și dacă va avea mandate în afară, deci în lipsă liderului, în lipsă locomotivei, înseamnă că a supraviețuit ca și instituție. Este un test, numai că eu nu cred că corpul nostru electoral, noi ca și cetățeni, alegem altfel decât orientându-ne spre cel purtătorul de flamură, dar în orice caz trebuie să-i încurajăm. Înseamnă că noi ne merităm conducere pe care o avem, dacă doar așa. Este unul dintre cele 15 partide care și-au anunțat, 15 concurenți electorali care și-au anunțat participarea în această campanie electorală și este un fapt interesant. Le reamintim telespectatorilor noștri că îi trecem prin filtrul noastră pe toți cei care se vor înregistra, pentru că încă nu toți au fost înregistrați oficial, la fel trecem prin filtrul noastră și pe... Asta e o glumă cu filtrul, da, pentru că noi mai degrabă le amintim cetățenilor top 3 din listă fiecărui partid. Da. Le amintim cetățenilor despre istoricul partidelor, despre... Absolut. Da, și despre momentele, hai să spunem așa, particularitățile acestor formațiuni, pentru că ele se deosebesc Corect. Unele de pentru altele. Că, din păcate, noi prea des votăm în baza emoțiilor și foarte rapid uităm lucrurile care trebuie de ținut minte. De ce și facem această rubrică electorală Politcheck? Eu mulțumesc, domnule Boțan, foarte mult. După pauză vorbim despre faptul că Republica Moldova a ajuns la același nivel ca și Nigeria la capitolul percepția corupției. Vorbim despre aceasta cu Lilia Carasciuc, directorul executiv Transparency International. Rămâneți cu noi!